12 sate complet distruse, peste 37 de morți și 850 de răniți. Este bilanțul provizoriu al cutremurului de 6,3 grade care a avut loc în Iran. Epicentrul s-a situat în apropierea unei centrale nucleare, însă unitatea a rămas în picioare fără să fie avariată. Seismul a avut loc la ora 14:52 de minute ora României, la adâncimea de 10 km. Epicentrul s-a situat la o distanță de 100 de km față de centrala nucleară din orașul Bușer. Potrivit autorităților, sistemele de alarmă care semnalizează scurgerea de radiații nu au intrat în funcțiune, astfel unitatea a rămas neavariată. ملاحظه فرمودید و اطلاع دارید میزان زلزله به میزان 6.1 ریشتر بوده. În privința altor localități, daunele materiale și numărul victimelor omenești provocate de cutremur conturează parcă scene rupte din filmele de groază. Reprezentanții Crucii Roșii au împărțit ajutoare persoanelor afectate. Acestea constau în provizii alimentare, îmbrăcăminte și corturi. Totodată, eforturile de salvare a celor aflați sub dărâmături au implicat 3 elicoptere și 300 de ambulanțe care au transportat victimele la spital. Mișcarea telurică ce a ras de pe fața pământului 12 sate a avut cel puțin 16 replici care au traumatizat localnicii. Teheranul a respins solicitările Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de a închide centrala nucleară din Bușer, situată într-o zonă cu activitate seismică intensă. Unitatea și-a început operațiunile în septembrie 2011, după mai multe amânări. În luna august 2012, două seisme au lovit nord-estul Iranului și au provocat moartea a peste 300 de persoane și rănirea altor 4500.